După distracția de 1 mai a urmat drumul lung spre casă. Mii de șoferi au fost supravegheați în trafic cu elicoptere și drone și au avut parte inclusiv de filtre ale poliției. Petrecăreții care veneau de pe litoral au fost testați și pentru droguri, iar unii au ieșit pozitiv. Turiștii care au plecat în mini-vacanță la mare au mai avut de înfruntat un obstacol înainte de a ajunge acasă. Aglomerația infernală. Doar ce lumea de la mare. Până la Fetești stăm așa. Din cauza nerăbdării, unii au apăsat mai tare pedala de accelerație și au provocat accidente ce au încetinit și mai mult traficul. Din fericire, nu au existat victime. Șoferii au fost monitorizați non-stop de elicopterele care au survolat deasupra autostrăzii. Ușoară staționare la coborârea de la 162. Într-o încercare de a fluidiza traficul, poliția română a aplicat o măsură în premieră anul acesta pe Autostrada Soarelui. Între kilometrul 144 și 148, traficul pe sensul București-Constanța a fost oprit temporar, iar șoferii care se deplasau spre capitală au putut folosi ambele sensuri de mers sub dirijarea polițiștilor. Cu toate acestea, drumul din stațiunile de pe litoral până pe autostradă a fost un adevărat calvar pentru șoferi. Am plecat din Vama Veche la ora 13, iar după ce am stat în coloana de mașini, am ajuns în Fetești 2 ore mai târziu, adică la ora 15 și 30 de minute. De aici, unii șoferi mai au de așteptat pentru că sunt trași pe dreapta de polițiștii care efectuează controlul pentru depistarea consumului de substanțe interzise și alcool. La această activitate avem și sprijinul colegilor din cadrul Centrului Chinologic Sibiu. Astfel, câini special antrenați pentru a depista substanțe interzise se află aici, în stația de taxare de la Fetești, pentru a depista eventuale persoane care ar avea asupra lor substanțe interzise. Cum a fost la mare, ce ați făcut? Fain, ne-am distrat. Okay. Acest bărbat a căzut în plasa polițiștilor la filtrul organizat la Fetești. Parcă să iasă pe ultimul auto, după care Am zis de când am coborât. Două momente delicate. Bun. Eu a ținut secretul în azi. Continuăm. Deci, ai sau n-ai emoții? Că mai e un pic. Deci, domnule, mai și pozitiv la cannabis. Un dosar penal a fost deschis pe numele său pentru infracțiunea de conducere sub influența substanțelor psihoactive. S-a circulat cu viteza melcului și pe drumul Național 1, între stațiunile de pe Valea Prahovei. Coada pe sensul de mers dinspre Brașov către București s-a format încă de la primele ore ale dimineții, iar turiștii au fost nevoiți să aștepte ore bune în trafic. Aglomerația i-a făcut pe unii șoferi să răbufnească. Cei mai mulți s-au resemnat și au așteptat răbdătorii să traverseze Valea Prahovei. Traficul este ceva de speriat. De unde veniți voi? Din Predeal. Am fost cazați în Predeal și acum încercăm să ne întoarcem acasă. Deci abia ați pornit la drum? Cam de undeva de vreo 25 de minute, maxim 30 de minute, dar mi-a dat că fac până în Sinaia vreo oră jumătate. Vă strică vacanța, traficul ăsta? Vă dați seama că ne strică, adică e foarte greu să stai atâta când putea să facă o autostradă. Apar 40 de minute în plus. De unde? De la Predeal. Din păcate, da. Vă așteptați să fie atât de aglomerat? Nu, chiar nu, am plecat foarte dimineață tocmai ca să nu prindem aglomerație, dar... Și ce faceți în cazul ăsta? Așteptăm și mâncăm pufuleți. O eventuală autostradă rămâne în continuare doar la stadiul de promisiune. Până acum nu a fost stabilit niciun traseu pentru o șosea de mare viteză care să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei. Iar cine a decis să petreacă acasă s-a distrat pe cinste. Artistul Banto dos Santos și-a chemat prietenii să sărbătorească împreună 1 mai cu mici și bere. Chiar el s-a ocupat de pregătirea bucatelor. Muzică, distracție și multă mâncare. Așa a arătat ziua de ieri pentru artistul Banto dos Santos, care și-a invitat prietenii să petreacă în ziua liberă de 1 mai.
Singura pauză de cântat a fost atunci când artistul a început să pregătească grătarul tradițional românesc. De când ai început să mănânci mici? Practic de când ai venit în România? Exact, pentru că în Brazilia nu este. Mai este un brazilian aici care poate să și dovedește acest lucru. Marvin, este mici în Brazilia? Nu. Nu tem mici. Carne de vacă. Așa că mici. Am început să mănânc aici în România ca să fiu un român autentic. La grătare, dar și în bucătărie, Banto face echipă bună cu soția sa, Andreea. Cei doi chiar s-au cunoscut pe o plajă din Brazilia în timp ce Banto făcea grătare, așa că acum aceasta este activitatea lor preferată. Cum faceți grătarele, ca în România sau ca în Brazilia? Și. Acum și. Să fie toată lumea mulțumită. Noi facem grătarele mapa mondului. La noi acasă sunt oameni din toată lumea. Cu toate felurile de energie și avem mâncare de peste tot adunată. Andreea a umplut mesele pentru invitați și cu alte mâncăruri. Eu am gătit un pic așa din toate bucătăriile și am făcut aici un humus, care este bineînțeles din bucătăria orientală. Aici avem o linte de ragu de linte, așa, care vine din bucătăria tailandeză. Orez besmeti și aici avem faimoasa feijoada, care este o fasole, o iahnie de fasole, tipic braziliană. Familia braziliano-română cântă de la mic la mare. Artistul are 3 copii care îi moștenesc talentul și energia pozitivă. Dansându lambada, haide toată lumea la lambada! Dansându lambada, dansându lambada. Cei sătui de grătare au petrecut 1 mai la piscină, mai ales că vremea a fost de partea lor, iar mulți chiar s-au ales cu primul bronz sub soarele cald de primăvară. După 2 zile de grătare, prinde bine puțină mișcare. Și nu oriunde, ci la piscină. La un complex de wellness de lângă capitală, cei veniți aici ne-au spus că, după excesul de mici în ultimele zile, aveau nevoie de o schimbare. M-am săturat de grătar. Un pic certat cu grătarul. Cum așa? Slăbim un pic. Am venit să ne relaxăm puțin. Spontan, de dimineață. Așa să venim direct. Cele 21 de grade din termometre i-au făcut pe mulți să facă o baie în piscinele exterioare. O oază de relaxare. Și apă îmbinăm plăcutul cu util, adică într-o zi liberă trebuia să profităm și profităm din plin. Mă bucur de soare, chiar am un noroc să fie frumos afară. Am zis să facem ceva diferit, dacă toată lumea e la grătar. Soarele puternic le-a ademenit pe domnișoare să stea la plajă cu orele. Am venit doar cu gândul să stăm acolo înăuntru și am ajuns să facem plajă. Tot aici am găsit și acest grup de turiști din Marea Britanie. Tinerii au vrut să vină aici special pentru petrecerea burlacilor. He's getting married. He's getting married. We have met the most lovely people in the world, architecture out of this world, clubbing, everything. And this as well. This is why we came here, basically. Yeah, they're just for this, mate. Yeah. And also, he's got Romanian roots. No, I don't. So there's that. Dacă toți s-au nimerit pe meleagurile noastre de sărbătoarea grătarului, străinii au gustat și mici. I love meaty. Aproximativ 4.000 de oameni s-au distrat de 1 mai în cele 3 zone cu piscine din acest complex. Deputații au pretenții tot mai mari la locul de muncă, se face licitație pentru sute de scaune din piele naturală, canapele și fotolii. Câți bani sunt pregătiți pentru achiziția mobilierului de lux, ne spune colega mea Andra Ionescu. Bună dimineața, Andra, te ascultăm! Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor. Așa este, deputații noștri nu stau prea mult pe gânduri atunci când vine vorba de calitatea mobilierului pe care lucrează și vor astfel să achiziționeze scaune din piele naturală, dar și măsuțe de cafea. Mai exact, este vorba despre 262 de scaune din piele naturală, o canapea și 2 fotolii din piele, dar și 40 de măsuțe de cafea. Atenție însă, nu orice mobilier este bun, acesta trebuie să îndeplinească anumite specificații pentru ca parlamentarii să fie mulțumiți. De exemplu, scaunele trebuie să suporte greutatea de 150 de kilograme, iar spătarul și șezutul trebuie să fie confecționate din spumă poliuretanică, asta pentru confortul sporit. De asemenea, parlamentarii își doresc de la ca acest
aceste scaune să suporte, după cum v-am zis, greutatea de 150 de kg, dar și ca spătarul să urmeze exact linia corpului, iar materialul din care este făcut trebuie să reducă stresul în punctele de presiune. După cum bine știm, luxul costă, astfel că valoarea totală estimată pentru aceste piese de mobilier depășește suma de 1 milion de lei. Iar Camera Deputaților a lansat deja în sistemul de achiziții publice o licitație pentru achiziționarea acestor mobiliere. Acestea au fost informațiile. Simona, înapoi la tine. După ce s-au distrat și și-au făcut de cap timp de 3 zile la mare, tinerii din Vama Veche au rămas fără bani. De vină ar fi prețurile extrem de mari de anul acesta, comparativ cu anii trecuți, susțin ei. Nici nu am pășit bine pe străzile din Vama Veche, că dăm peste un grup de tineri care și-au cheltuit bugetul pentru vacanță, dar vor să petreacă un 1 mai ca la carte. Zic dacă de mâncare mai ai bani. Nu, păi, de mâncare, ideea e că alcoolul costă mai mult. Mâncare iau, mănânc și trece. Alcoolul trebuie să fie constant. Cât ai cheltuit zilele astea? A, pe alcool, nu știu, în general am cheltuit, nu știu, cred că 5 milioane, 2 zile. Cum ți se par prețurile în Vama? Adică sunt mari, dar tot ne descurcăm. Cam în jur de 100 de lei cu tot cu mâncare și suc. Prețul așa cum se pare cam... E cam mare. 35 de lei o ciorbă în Vama Veche. Ia uite, salata e 50 de lei. Dacă vrem să luăm niște paste, 55 de lei. Sunt destul de scumpe, sunt mari. Au crescut foarte mult anul ăsta. Potrivit specialiștilor, prețurile de pe litoral au crescut cu aproape 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Mulți dintre cei care vor să evite tarifele piperate au învățat deja cantinele cele mai ieftine, de unde își pot lua de mâncare. Știm locul și știm unde să mergem. Știi locul și știi unde poți să mergi? Da, exact. Ca să mănânci mai... Da, mai pe buget. Pentru că prețurile au crescut substanțial anul acesta, nu mulți sunt cei care își mai permit să mănânce la restaurant. Astfel, le rămâne varianta ceva mai ieftină, food truck-urile de la colț de stradă. Seara este nebunie. Mai au bani să mănânce? Mănâncă și pe datorie, le dăm de probă, după aia fac rost de bani, vin înapoi. S-a mai scumpit acum toate. Am fost și eu și sunt și localuri foarte scumpe pentru cei cu bani mulți. Dar aici vin și oameni mai săraci. Noi am ales să venim în Vamă. Acum, dacă voiam ieftin, mergeam la Costinești. Sincer să fiu, am fost într-un club aseară și cred că era așa cu vreo 30 de lei acolo. Mi s-a părut puțin siperat. Tu ai venit cu 1000 de lei doar pentru o zi? Doar pentru o zi, da. Distracția a fost pe cinste în Vama Veche în mini-vacanța de 1 mai, dar și prețurile au fost pe măsură. Deși au petrecut până n-au mai știut de ei, iar petrecerile de pe plajă i-au cucerit total, turiștii au rămas cu un gust amar din cauza prețurilor exagerate de pe litoral de anul acesta. Vreme superbă și adrenalină la cote înalte, de asta au avut parte turiștii care au ales să facă rafting pe Crișul Repede. Echipați corespunzător, amatorii de senzații tari au văzut din barcă și celebrele stânci care te duc cu gândul la peisajele din Thailanda. Originară din Cluj, Irina a fost încă din copilărie pasionată de traseele montane, pe care le frecventa în fiecare vacanță. A rămas atunci impresionată de zonele pitorești din Bihor, așa că anul acesta a decis să vină la Șuncuiuș cu cei 4 copii. Ca ziua să fie una de neuitat, pe lângă plimbare, întreaga familie s-a încumetat și la o sesiune de rafting pe Crișul Repede. Ne place peisajul, ne plac activitățile din zonă, ne-am dorit să vizităm și o peșteră, să vadă copiii o peșteră mai amplă. Am fost prin defile, la rafting pentru o experiență foarte faină pentru copii. Ne-am documentat și ok, inclusiv pentru fetița de 5 ani și vrem să trăiască mai multe experiențe. Mi se pare foarte faină și distractivă și bună la mișcare. Am citit despre munții ăștia care seamănă cu cei din Thailanda și câțiva plajă renumită, dar încă n-am ajuns. Printre turiștii de la Șuncuiuș l-am întâlnit și pe Thomas, care a venit cu familia tocmai din Polonia. În ultimii ani, bărbatul a tranzitat de mai multe ori România și s-a îndrăgostit de peisajele sălbatice, dar și de mâncarea tradițională. Suficiente motive pentru a-și petrece concediul aici. I love the mountains and river. România, ok, very, very nice, ok. You like the food? Ciorba de burta, ciorba teranesca, mamauiga and michi.
În total, sute de turiști au ales de 1 mai să se plimbe cu barca prin defileul Crișului Repede. După ce au fost echipați corespunzător, pasionații de senzații tare au primit câteva sfaturi utile înainte ca embarcațiunile să fie lansate la apă. Când o să ne apropiem de crengi, o să vedem crengi în față, tot timpul ne lăsăm capul în față. Ca să ne lovească crengile, să ne lovească casca. Bun? În cazul în care o să cădem din barcă, poziția, se ia poziția de body rafting. Picioarele spre josul râului. Sunt câteva peisaje frumoase, facem oprire la cascada Vadul Crișului. Cât durează traseul? În jur de 2 ore, 2 ore jumate. Și distanța? Distanța este de 12 km. Foarte fain, ca de obicei, experiența e minunată, adrenalină suficientă ca să-ți placă. În partea de jos a tronsonului este și o cascadă frumoasă. Pentru o tură de rafting pe Crișul Repede, turiștii au scos din buzunare 140 de lei. Astfel de trasee vor fi organizate în zonă pe tot parcursul sezonului estival. Luna mai a început cu vreme caldă în mare parte din țară, dar nu scăpăm definitiv de ploi răcoroase. Ce temperaturi vom avea săptămâna aceasta, știe colega mea Larisa Rațiu. Bună dimineața, Larisa, te ascultăm! Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor! Azi și mâine cu siguranță o să avem parte de vreme frumoasă și de temperaturi ridicate pentru această perioadă. Însă, ce se va întâmpla zilele următoare, aflăm chiar acum în direct de la meteorologul de serviciu, Iulia Bărbulescu. Bună dimineața! Ei bine, vedem că luna mai a început cu vreme frumoasă. O să tot rămână așa? Bun găsit, da, ne bucurăm de vreme frumoasă în sfârșit, astăzi cu cer variabil, cu maxime cuprinse între 14 și 25 de grade la nivelul întregii țări, cu ceva precipitații poate spre seară, când cerul se va înnora treptat în sud-vestul, vestul României și la munte să mai crească probabilitatea pentru averse cu descărcări electrice și mâine vom avea temperaturi ridicate cam același interval de la 14 la 25 de grade. Astăzi cel mai cald va fi la Timișoara și Drobeta, Turnu Severin, unde sunt estimate valori de temperatură de în jurul la 24 de grade Celsius. Mâine, așadar, vreme frumoasă, cu temperaturi ușor sub norme în sudul României, dar la nivelul întregii țări cuprinse între 14 și 25 de grade, cu ceva înnorări și posibilă averse cu descărcări electrice în Oltenia, în Muntenia, dar local și în Crișana, Banat, Transilvania, Dobrogea, la munte și izolat în Moldova. O probabilitate mai ridicată pentru averse și ploi în general în a doua parte a zilei. Apoi, de joi, vremea se răcește puțin, cerul va fi temporar noros, vor fi posibile precipitații, ploi care vor avea un caracter local, temperaturi care vor coborâ ușor, se vor înregistra joi nu mai mult de 21 de grade la nivelul întregii țări, regim termic de la 13 la 21 de grade Celsius. Asta în condițiile în care, în mod normal, în această perioadă a anului ar trebui să avem undeva între 17 grade în estul Transilvaniei, depresiunile din estul Transilvaniei și nordul Moldovei și până la 22-23 de grade în partea de sud a României, cu 21-23 de grade în capitală. Așadar, joi o vreme ceva mai rece față de normal. Ne întrebăm probabil cum va fi vremea și la sfârșitul săptămânii viitoare dacă se anunță în continuare vreme frumoasă. Vineri de la 16 la 23 de grade cu o ușoară încălzire, în București 21 de grade Celsius, apoi sâmbătă destul de frumos, posibil însă duminică vremea să se strice, să mai apară precipitații, să crească probabilitatea pentru precipitații. Mulțumim tare mult, Iulia! Așadar, luna mai se anunță o vreme schimbătoare când vom avea parte și de vreme frumoasă, dar și de ploi în același timp. Acestea au fost informațiile de aici. Simona, revin la tine! Tot mai mulți șoferi caută serviciurile auto unde își pot repara singur mașina. Au acces la o rampă specială și primesc inclusiv sfaturi de la mecanici cu experiență. Totul pentru o economie consistentă. Am o scurgere de apă la mașină. Am venit să verific dacă este vreun furtun sau chiar radiatorul spart. Andrei este clientul acestui self-service din Galați. Ca mulți dintre șoferii care aleg să vină aici, este mulțumit că poate face singur mentenanța mașinii. Mi se pare o idee foarte bună, foarte utilă. Ca și costuri sunt foarte accesibile. O oră de închiriere a elevatorului am plătit 45 de lei cu tot cu bancul de stucule. Dacă aș fi mers într-un alt service, cel puțin 100-150 de lei.
aș plătiți. Poți veni după amiaza, după serviciu, ori dimineața, fiecare cum preferă. Ideea aducerii unui astfel de servis în țara noastră îi aparține lui Nicolae, un tânăr de 35 de ani. După ce a lucrat în străinătate, a decis să facă în România ceva ce în Occident există de mult timp. E o idee care funcționează de peste 25 de ani, e un concept care prinde foarte bine în țările vestice și la noi nu este deloc dezvoltat. E un concept și un lucru de care foarte multă lume avea nevoie. Șoferii care vor să-și repare mașina într-o astfel de locație trebuie să aibă însă cunoștințe minime de mecanică. Serviciul are și mecanici angajați, însă aceștia nu lucrează la mașini, ci doar dau indicații dacă este nevoie. Trebuie să dai tot antigel afară. Da. Bara jos, radiatoarele jos, schimbă radiatorul, se montează toate înapoi, se pune bara înapoi. Vestea s-a dus repede, iar la mai puțin de o lună de când a fost deschis, aici vin în medie 5-6 persoane pe zi pentru mentenanță. Aici fac un schimb de ulei și filtre și bujii. O lucrare de bază. La un cost de? La un cost mai redus față de un service normal, de aproximativ 400 de lei. Dar nu mai plătesc manoperă. Nu mai întârzie mașina, nu mai întârzie piesele, totul a fost comandat. Clienții plătesc 30 de lei pe oră dacă vor să folosească spațiul și elevatorul pentru ridicarea mașinii și 45 de lei pe oră ca să primească uneltele de care au nevoie. Cu toate că angajații companiilor IT au lucrat mai mult de acasă în ultimii ani, cererea pentru spații de birouri este în creștere. La Iași există cea mai mare clădire de birouri din țară, care a fost închiriată în totalitate încă din faza de proiect. Și în vestul țării se investește masiv în astfel de spații, inclusiv la cererea angajaților care vor să interacționeze între ei. Pentru cei 400 de angajați din Iași ai acestei multinaționale, este prima zi de lucru în noile birouri. Ideea a fost împreună cu colaboratorii noștri din Iași, cu designerii noștri din Iași, conceptul de City Within City. Ne-am gândit cum o să trăim noi, cum o să conviețuim la lucru împreună după pandemia asta. Ne-am dorit să atragem colegii printr-o experiență de tip City Break, de fiecare dată când vin să simtă că descoperă ceva nou, că au ceva nou de făcut. De aia și vedeți atâta simbolistică în acest spațiu. Întreaga clădire are peste 60.000 de metri pătrați, iar aici lucrează peste 5.000 de angajați la 13 companii. Peste 1.200 de panouri fotovoltaice asigură energie verde. Investiția a fost de 120 de milioane de euro. Acum 4 ani am început să investigăm o posibilă nouă dezvoltare. Am dezvoltat această clădire în baza unei cereri ferme a partenerului majoritar din această clădire și pe parcursul a următorilor 2 ani am adăugat și alți parteneri. Astfel acum atingem gradul de 100%. 33 de milioane de euro este suma investită doar în această clădire de birouri din Timișoara. Noi venim de două ori pe săptămână. Am agreat la nivel de echipă că are sens cumva să venim de două ori pe săptămână la lucru, lunea și joia, în care noi ne programăm restul săptămânii în așa fel încât să avem timp, să avem meeting-uri de echipă, să mergem la prânz poate împreună, să mai stăm de povești, să cumva să ne reconectăm până la urmă. Poate părea un paradox. Angajații pot lucra de unde își doresc, dar investițiile în birouri rămân vitale. Angajații noștri au posibilitatea de a lucra în regim hibrid sau remote, part-time sau după un program de lucru flexibil, precum și de a-și lua concediu sabatic. Începând din acest an, programul a fost extins, a fost introdusă opțiunea de cross-border mobile work, prin care angajații noștri au posibilitatea să lucreze din străinătate. Angajatorii mizează pe bucuria de a merge la birou. La serviciu avem spații de relaxare, avem zone de socializare în care putem să stăm împreună și atunci toate lucrurile astea contribuie foarte mult la o stare de bine, de a te simți în elementul tău atunci când vii la serviciu. Clădirea de birouri aflată la marginea Timișoarei are 6 etaje și deservește 1700 de angajați. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Chiar acum urmează emisiunea Casa Iubirii. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine tot de la ora 9. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!